Palatul Culturii Teodor Costescu găzduiește o expoziție inedită de pictură semnată de artistul Florin Hutium. Vernisajul este deschis spre vizitare pentru iubitorii de artă și frumos toată luna februarie. Palatul Culturii Teodor Costescu găzduiește în această lună în sala Gheorghe Anghel expoziția de pictură Rinocerii, semnată de artistul Florin Hutium. Avem acum prilejul să avem prima expoziție din acest an din sala Gheorghe Anghel. Suntem foarte bucuroși și mai ales pentru că anul acesta aducem nenumărate parteneriate pentru Palatul Culturii Teodor Costescu, pentru severinenii noștri, pentru că ne dorim foarte mult să aducem foarte mulți artiști care să fie aproape de iubitorii de artă. Acum avem parteneriatul acesta cu Muzeul Județean Gorj. Vor mai urma și altele, mai ales că am semnat parteneriate cu toate instituțiile de cultură din țară, dar și din străinătate. Vom avea expoziții și din Bulgaria și din Rusia, din Iugoslavia, fosta Iugoslavie, bineînțeles. Așa că severinenii vor fi așteptați aici la sala Gheorghe Anghel să vină să vadă expozițiile. Pe aceasta, Rinocerii, semnată de Florin Hutium, este deschisă de astăzi, 1 februarie, până pe 28 februarie. Mă bucur foarte tare de acest parteneriat pe care îl are Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu cu Palatul Culturii Teodor Costescu. Așa cum spunea și doamna Crina Bebec, această expoziție este prima dintr-o serie de expoziții pe care le vom organiza împreună anul acesta. Vom mai aduce, spre exemplu, o expoziție a pictorului gorjean Iosif Kieber în august și ne bucurăm foarte tare să itinerăm, să zic, lucrările lui Iosif Kieber, care merită foarte mult să fie cunoscut. Astăzi am venit cu expoziția lui Florin Hutium, Rinocerii. Florin Hutium este un artist gorjan. Noi ne bucurăm foarte tare de această apartenență a dumnealui. Florin Hutium este unul dintre cei mai prolifici artiști gorjeni contemporani, cu multe expoziții personale care invită privitorul într-o lume aparte, o lume a întrebărilor, dar și a concluziilor fine în ceea ce privește realitatea înconjurătoare. Rinocerii, pe care îi pictez eu, i-ați văzut vineri dimineața în fața spitalului Matei Balș din București, la incendiu acela. Ăia sunt rinocerii. Suntem părtași astăzi seară la un eveniment cultural deosebit, deschiderea unei expoziții de pictură, în care cei care vor îndrăzni să pătrundă în spațiul de expozițional din Palatul Culturii vor avea de câștigat. Este o expoziție în care gândirea, simțirea, maestria artistică, culoarea, desenul sunt elementele care demonstrează o personalitate puternică și ne pune în slujba noastră, după gândirea proprie, în compoziții foarte complexe, îmbină realitatea cu suprarealitatea sau non-realitatea câteodată, în așa fel încât noi să percepem că viața e complexă, că noi, marea majoritate, nu putem vedea așa, dar de aceea sunt printre noi și artiștii care văd, care simt, care trăiesc altfel lucrurile și putem și noi să le aflăm prin intermediul lor, prin ochiul, prin spiritul și prin mâna lor. Florin Hutium este membru al filialei Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din Târgu Jiu și, deși face parte din garda veche, abordează teme extrem de actuale într-un stil cel puțin la fel de modern și de ancorat în realitate.